Măsurăm masa apei rece care o vom pune în calorimetru. Am zis să luăm 100 de grame ca să ne fie mai ușor la calcul. Iată, 100 de grame de apă. Măsurăm cu cântarul masa cilindrului de cupru. Iată, are 78 de grame. Măsurăm temperatura apei reci din calorimetru. Iată, este în jur de 30 de grade Celsius. Măsurăm temperatura apei și a cilindrului care le-am pus la încălzit într-un pahar pe sită cu trepied în flacăra unei spirtiere. Cilindrul de cupru este corpul cald, care îl vom pune în contact termic cu apa rece cu temperatura de 30 de grade. Iată, avem temperatura de 90 pentru cilindru. Trebuie să introducem cilindru în apa rece din calorimetru și am pus capacul calorimetrului. Se mai agită din când în când apa și urmărim indicațiile termometrului. Când temperatura rămâne neschimbată, înseamnă că cele două corpuri, apa rece și corpul cald, cilindrul, au ajuns la echilibrul termic. Și vom nota această temperatură de echilibru. După 5 minute de contact termic între cilindru de cupru și apă, temperatura s-a stabilizat la 35 de grade Celsius. Aceasta este temperatura de echilibru dintre cele două corpuri.